Ministrul Mediului a afirmat faptul că România s-a angajat să scoată din circulație până în anul 2026 peste 200.000 de mașini mai vechi de 15 ani. Această condiție este esențială în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de noi autostrăzi. Autoturismele mai vechi de 15 ani ar urma să fie scoase din circulație. Pentru a reuși acest lucru, Ministrul Mediului promite sprijin semnificativ pentru schimbarea mașinilor vechi. Bună, ce să caute? Am ajuns așa gunoiul europei, nu? Aia le aruncă de rele și le luăm de bune? Nu? Ești de acord? Da și nu. Într-un fel este corect așa, pentru că este poluarea foarte mare. Dar la nivelul de bani care sunt pe piață și la fiecare om în parte, nu își poate permite să ia fiecare Tesla. Nu poate. Și atunci să-și rezolve și el treburile în familie și asta, apelează la o mașină second hand. Ministrul a precizat că ținta fixată este una ambițioasă și poate fi atinsă doar în cazul în care cetățenii care dețin mașini mai vechi de 15 ani vor primi un ajutor din partea Ministerului Mediului pentru achiziționarea unor autovehicule mai puțin poluante. Păi, să vă zic ceva, a mea cred că are 15 ani, dar eu o întrețin. Am o vârstă oarecare și țin la ea. Cred că merge mai bine ca una care are 7-8 ani sau ceva. Nu știu. Cu ce să vă alege? Poate să reînnoiască parcurile ăștia auto, să facă vânzări în alte părți. În acest sens, ministrul anunță că a fost dublat bugetul programului RABLA derulat de administrația Fondului pentru Mediu față de anul trecut. El a mai adăugat că a fost triplată și suma totală de finanțări în cazul mașinilor electrice, un ajutor în plus pentru șoferi.